Fotbal Club Câmpia Turzii a început campionatul 2023-2024. Sâmbătă, 16 septembrie, pe terenul din complexul sportiv Broscuța, grupa de copii U15 a întâlnit pe Victoria Viișoara. În fața unei asistențe numeroase, Victoria Viișoara a deschis scorul după o lovitură de la distanță. Motivați de pe banca tehnică, dar și de suporterii de pe margine, după reluarea jocului, Ștefan Ionuț aduce egalarea pentru Câmpia Turzii după o fază superbă. FC Câmpia Turzii, cu o posesie mai bună, reușește să treacă în avantaj după golul lui Ceava Mihai. Fluierul final a adus o descătușare din partea suporterilor, dar și a jucătorilor de la Câmpia Turzii, care au dedicat victoria antrenorului lor, Cătălin Iurian. Etapa viitoare, FC Câmpia Turzii, grupa U15, va întâlni în deplasare pe Viitorul Mihai Georgescu Cluj-Napoca.